Liber pentru cadrele medicale de sărbători. Policlinica din Târgu Jiu a fost închisă și astăzi, iar medicii și asistentele din ambulatoriu au avut o zi liberă. Totodată și conducerea instituției a beneficiat de același program. Singurii care au lucrat au fost medicii de gardă și cei din unitatea de primiri urgențe din Târgu Jiu. Totodată și personalul serviciului de ambulanță Gorj a fost la datorie de sărbători. Asistența medicală de urgență a fost asigurată pe toată perioada sărbătorilor, însă cei care au beneficiat de zile libere au fost cei din ambulatoriul Spitalului Județean de Urgență din Târgu Jiu, dar și personalul administrativ al unității. Doar luni va fi singura zi în care Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu își permite o zi de relaj și aici mă refer doar la partea administrativă și la ambulatoriul integrat al spitalului, pentru că pacienții se pot adresa instituției noastre cu toată încrederea, având în vedere că toate secțiile spitalului lucrează în foc continuu. Tot ceea ce înseamnă urgență va fi asigurat, astfel încât toți cei care au nevoie, eu mi-aș dori cât mai puțini, dar toți cei care au nevoie se pot adresa instituției noastre cu cea mai mare încredere în orice moment, pentru că fluxul este continuu. De același program a beneficiat și personalul administrativ al serviciului de ambulanță Gorj, dar și cei care lucrează la 8 ore. Excepția au făcut cei care au fost de serviciu în zilele respective, formând echipe de pe ambulanță. Noi nu avem program liber de sărbători, la nicio sărbătoare de altfel. Programul nostru este normal, dacă nu chiar și mai important decât în zilele normale, pentru că suplimentăm cu echipaje suplimentare. În caz că apare ceva care nu-l putem să prevedem, aducem și de acasă echipaje. Deci la noi este foc continuu, nu se pune problema de zi de sărbătoare. Își iau liber cei care sunt de serviciu după aceea. Medicii care fac gărzi în zilele de sărbătoare nu rămân neremunerați. Astfel, un medic specialist este plătit cu 353 de lei pentru o gardă, însă în zilele de sărbătoare acesta va primi 576 de lei pentru 24 de ore lucrate. Medicii primari sunt răsplătiți cu 436 de lei pentru o gardă normală, iar în seara de Paște vor fi răsplătiți cu 710 lei.